Salut, prieteni! Ce faceți? Vă salut de aici, din Viena, dintr-un loc foarte frumos. Ce spuneți? Arăt și eu bine? Sunt și eu mai șucar, un pic? Cred că da, nu? Ce înseamnă odihna? E bună, odihna e bună pentru oricine, pentru orice om care muncește cu adevărat. Ce să trec direct la subiect? Citesc ce se mai scrie prin presă, mă mai uit și pe la televizoare, pe la astea, și sunt fel și fel de zvonuri neadevărate și de aceea am intrat. Nu-mi place mie să intru. Voi știți foarte bine că eu nu apar oricând să vorbesc. Eu, unde apar, apar să cânt. Nu-mi place să vorbesc foarte mult, dar e foarte important pentru oamenii care mă iubesc și care mă respectă să afle despre mine ceva foarte important. Știți că am făcut o pauză, nu m-am simțit bine, vocal în primul rând, iar eu nu pot să merg să cânt undeva unde eu nu sunt în stare să cânt, să iau banii de la oameni, sume, că știți foarte bine că sunt cel mai scump artist din România. Și nu-mi convine să iau banii de la oameni atunci când nu pot să cânt, pentru că aș considera că aș lua banii nemeritați. Și pentru faptul ăsta am decis să fac o pauză vocală, doar pauză vocală, și să-mi revin cu vocea, să fac un tratament doar pentru voce, nici de cum pentru ce spun alții, că am alte probleme, ferească Dumnezeu, nu doresc nimănui, sunt bine, sunt sănătos, chiar nu vine să cred că după 20 de ani de carieră, și mai ales cum am muncit, eu n-am muncit niciun lăutar în istoria lăutăriei, în istoria muzicii, în ce vreți voi. Am muncit cel mai mult, să cânt 4 cântări pe zi minim și toate numai în forță, voi știți, și băutura care s-a consumat acolo și oboseala, și că noi mai și bem, că asta e viața. Mai bei cu nașul mare, mai bei cu generică, mai bei cu socrul mic, socrul mare. Uite că după atâția ani, doar după o săptămână de tratament, arăt mai tânăr cu 10 ani. Îmi cer scuze la cei care m-ați criticat și să bucure cei care mă iubesc. Și peste o săptămână să arăt mai tânăr încă cu vreo 10 ani. Așa că asta e viața. Oameni buni. Oameni buni. Sunt bine. Am doar puțin probleme cu vocea, care în continuare fac tratamentul. Și o să-mi revin și vă anunț eu neapărat când o să fie și voi reveni pe scenă. Iar ceilalți care a spus că am altceva, nu doresc nici măcar să vă spun să fie pe capul vostru, nici asta nu o să vă spun. Nu doresc nimănui decât să fie bine toată lumea. Și nu vă mai permiteți, mă, cei care spuneți că sunteți frații mei, să vorbiți minciuni. Dacă zici, spuneți că sunteți frații mei, cu toate că eu nu am frați. Eu am decât pe copiii mei și familia mea. Restul eu, cu frăția și cu astea, nu prea merge. Cunosc, am prieteni așa cât de cât, prieteni, da, sunt câțiva. Vă pup, oameni buni, sunt bine, vă anunț cât de curând când voi reveni pe scenă, așa că nu vă mai luați după oameni, când e ceva vă anunț eu. Vă iubesc, sunt română.